Planul roșu activat, doamnelor și domnilor, după un accident rutier pe E85, acolo unde primele informații arată că sunt cel puțin 5 persoane rănite care se aflau în autocar. Sunt implicate mai multe autoturisme, printre care și un autocar cu 32 de persoane. Ceea ce vedeți în aceste momente este intrarea în Râmnic, blocată în aceste momente, o coadă uriașă, și este în legătură directă cu noi prefectul de Buzău, Daniel Țiclea. Mulțumesc, domnule prefect, pentru intervenția la decizie. Ce informații aveți despre acest accident? În autocar, bună ziua, în primul rând, în autocar se aflau buzoieni. Nu știm încă dacă se duceau sau se întorceau de la o fabrică de confecții de la Focșani, unde lucrează dânsii. Din primele evaluări, cel mai grav a fost șoferul, care a fost inițial încarcerat și care a plecat deja, deci șoferul și încă o victimă au plecat deja către UPU Focșani cu o ambulanță de Suceava, cu echipaj, cu medic, care se afla întâmplător în tranzit în zonă, deci a fost prima resursă ajunsă la fața locului. În continuare avem resurse importante dislocate la fața locului, 10 ambulanțe. Domnule prefect, ca să înțelegem noi, a fost o ciocnire între autocar și un alt autoturism sau pur și simplu acest autocar a derapat și se află în afara părții carosabile? Din primele date, autocarul a încercat să evite o coliziune și a ieșit în afara carosabilului pe câmp. Am înțeles. Numărul de victime, datele noastre în acest moment, dar evident ele sunt în dinamică, arată că sunt cel puțin 5 persoane rănite. Dumneavoastră ați vorbit despre șoferul autocarului care este în stare gravă și o altă persoană care sunt deja cei doi transportați către spitalul din Focșani. Aveți date și despre alte persoane care ar fi rănite în urma acestui accident? Cel mai important este că la prima evaluare nu sunt persoane în stop cardiorespirator, nu avem persoane inconștiente, iar cele două victime care au plecat spre Focșani, de unde avem asigurări că spitalul este pregătit să-i primească, erau cele mai grav rănite victime. Ați spus că aveți la fața locului, evident, planul roșu activat. Știm că serviciul de ambulanță județean a trimis acolo 8 autospeciale, însă cu siguranță sunt și altele. A fost solicitată intervenția elicopterului, domnule prefect? Deocamdată nu, elicopterul nu. Avem 8 autospeciale de la Saj, 5 de la Zmurt. Încă avem autospeciala de victime multiple. Pentru evaluarea de la acest moment nu pare a fi nevoie de elicopter. Mulțumesc, domnule prefect, pentru această intervenție. Doamnelor și domnilor, așadar, imagini cu intrarea în Râmnicu Sărat, acolo unde vedeți o coadă de autoturisme, de tiruri, de mașini, după ce acest autocar cu 32 de persoane s-a răsturnat, încercând să evite coliziunea cu un alt autoturism, a ieșit în afara părții carosabile, mai multe persoane rănite, șoferul grav rănit transportat la UPU Focșani, de asemenea o altă persoană și ea transportată. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezență și comentarii. Începe